Dacă vreți să cunoașteți o parte din istoria veche a locuitorilor acestor meleaguri, vă invităm la Muzeul de Istorie din Piatra Neamț. Ciocnirea civilizațiilor, războaiele daco-romane sunt prezentate de specialiștii de la Alba Iulia, Iași și Piatra Neamț în 10 diorame. Amănuntele, dar mai ales răbdarea de care au dat dovadă realizatorii acestor exponate sunt demne de apreciat. Vernisajul expoziției a reunit numeroși elevi de la școlile din Piatra Neamț, chiar dacă sunt în vacanță, dar și iubitori ai istoriei și culturii. Este o expoziție hibrid, dacă vreți, în sensul în care reunește în aceeași sală o serie de piese de modelism, dacă vreți. Este vorba de un număr de 10 machete inspirate de scene de pe columna lui Traian și respectiv de pe monumentul de la Adam Clisi, legate de războaiele daco-romane. Pentru a completa această latură de modelism, de machetism din expoziție, am ales să etalăm și o serie de piese arheologice, pentru că instituția noastră are un fond foarte bogat în ceea ce privește studierea perioadei getodacice, dacă vreți, atât la Piatra Neamț cât și la Roma. Proiectul expozițional presupune colaborarea Complexului Muzeal Județean Neamț cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Asociația de Modelism Alba. Unele dintre machete le-a realizat cam în 4-5 luni de zile, a lucrat la ele. Cam 12 machete sunt în total, doar 10 am putut să trimitem, să mai stric dintre ele, trebuie refăcute, n-am apucat să le refacem. Și autoritățile județene și locale sunt încântate de inițiativa istoricilor nemțeni. Inspirație mai mare pentru ceea ce se întâmplă acum, și vedeți, nu vreau să fac niciun fel de aluzie, dar Ciocnirea civilizațiilor cred că este o expoziție de un real prezent în România în actuala conjunctură. Nu vreau decât să invit cât mai mulți oameni din județul Neamț să viziteze această expoziție. Vreau să remarc faptul că, iată, Complexul Muzeal Județean are inițiative demne de laudă și cumva corespunde și dorinței noastre a Municipalității Pietrene de a organiza cât mai multe evenimente în Piatra Neamț. Mă bucur și eu de faptul că văd elevi prezenți aici, pentru că ei chiar sunt în etapa a vieții în care învață istoria României. Și probabil că o demonstrație practică, așa cum este astăzi aici, îi ajută să înțeleagă de unde vine poporul român, ce a fost în istoria poporului român și cum am ajuns în zilele noastre, în etapa în care suntem acum. Și cum dacii și romanii au coborât de pe columna lui Traian, sesiunea de autografii și fotografii a prelungit evenimentul expozițional cu cel puțin jumătate de oră.